trei sfaturi. În cazul meu, 1. Să facă ceea ce îți place. Să faci ceea ce îți place. Problema este următoarea, că nu poți să știi întotdeauna ceea ce îți place. Mie am observat că îmi place să fac jurnalism economic ajungând din întâmplare pe componenta de jurnalism economic. Dacă faci ceea ce îți place, dacă ești și bine plătit pentru asta și dacă o faci cinstit și onest, nu ai cum să nu reușești. Mai devreme sau mai târziu, dar vei reuși. Mai devreme sau mai târziu, vei fi bine plătit, vei fi decent plătit. Atâta timp cât faci ceea ce îți place, fără devier stânga-dreapta, fără abateri de la puritate, ceea ce înseamnă până la urmă puritatea și misiunea jurnalistului, cred că inclusiv într-o România, într-o piață extrem de distorsionată din punct de vedere al performanței, al competențelor jurnalistice, cred că mai degrabă mai târziu decât mai devreme se poate face din nou performanță. Probabil că piața media din România va face implozie, după care va renaște. Și atunci când va renaște pe business planuri, nu pe sponsorizări mai mult sau mai puțin dubioase, nu pe finanțări mai mult sau mai puțin transparente, în momentul acela cei care pornesc în activitatea de jurnalist cu siguranță vor avea succes dacă fac ceea ce le place, dacă sunt bine plătiți pentru asta și dacă n-au datorii la nimeni. Este foarte interesantă pentru că fiind absolvent de ASE, fiind aspirant de ASE, era cariera clasică, te duci la ASE, intri la Facultatea de Finanțe, asigurări, bănci, burse de valori, de unde te duci fie în Ministerul de Finanțe, fie în sistemul bancar. Sistemul bancar în 99, când am absolvit eu facultatea, era foarte incipient și cu perspective grozave de dezvoltare, ceea ce s-a și întâmplat din 1999 și până acum. Și a pornit ca o slujbă pe care urma să o am în timpul facultății. Practic, primul loc de muncă în televiziune a fost în televiziunea Tele7 ABC, eram anul 3 de facultate și acolo am ajuns dintr-un joc al întâmplării foarte interesant. Vreau să fac radio, eram de mic fascinat de radio, vreau să lucrez la Radio 2M+, m-am dus să dau un interviu pentru Radio 2M+, și m-am întâlnit atunci cu regretatul Aristide Buhoiu, care conducea ceea ce reprezenta turul Tele7 atunci, trustul Tele7 atunci și televiziunea Tele7 ABC. Și mi-a spus, tu ar trebui să lucrezi în televiziune. Aveam 19-20 de ani în acel moment, se întâmpla în 1999, aveam 22 de ani în acel moment. Și vroiam să lucrez în radio, am fost îndrumat către televiziune și am zis, bine, să încerc. O săptămână, două, trei și iată că s-au făcut 13 ani de când tot încerc să lucrez în televiziune. Primul loc de muncă în televiziune, Tele7, a fost fascinant, în sensul că am reușit să fac școală de televiziune pe banii altora. Nu eram plătit, primele 3 luni, 4 luni, 5 luni nu am fost plătit și mi-era destul de complicat să mă duc și la facultate, examene, trebuia să pregătesc licența și era destul de complicat să le faci pe toate, cu enervările de rigoare, cu perioade în care nu consideram normal ca și student la economie și viitor economist să mă duc să întreb cât costă ouăle în piață, dar am trecut peste momentele astea mai puțin plăcute și în care consideram că șefii sunt cei de vină care nu înțeleg care sunt adevăratele subiecte și ușor a început să-mi placă televiziunea enorm. Am început să lucrez în televiziune în ture, lucram și la 7 dimineața și la 12 noaptea pentru că trebuia să merg la facultate în jurul prânzului sau dimineața și a trebuit să le combin pe toate. Și așa, după aproape un an de lucru în televiziune, mi s-a oferit încrederea de a avea o emisiune economică zilnică, atenție, cu invitat, pentru că a fost prima emisiune economică zilnică cu invitat, se numea Economic ABC. Mai exista o emisiune economică, o pastilă mai degrabă la ProTV, se numea Profit, o realiza colegul Mihai Codreanu, numai că vroiam ceva în plus. Și acel ceva în plus m-a însemnat șansa de a lucra la Tele7, de a face o emisiune de jumătate de oră și în care aveam un invitat în care dezbăteam o temă economică zilnică. Gândiți-vă, era România anului 1999. Atunci cultura economică nu era foarte dezvoltată, începea să fie gustată, să fie dezvoltată și când mă gândesc acum la audiențele de atunci, aveam 120.000, 130.000 de telespectatori în spate, care sunt cifre greu de obținut, inclusiv de televiziuni de știri astăzi pe domeniul economic. A fost o experiență fantastică. Mă nemulțumea ceva? Da, mă nemulțumea faptul că nu eram
bine plătit, consideram eu, sunt foarte capabil, spuneam atunci și prin urmare ar trebui să fiu mai bine plătit și atunci poate că a fost prima lecție legată de carieră pe care am învățat-o în viață. Asta a fost prima lecție legată de carieră și anume, dacă vei reuși să faci performanță, mai devreme sau mai târziu, probabil că mai târziu banii vor veni, mai mulți sau mai puțin, probabil mai puțin decât așteptările, dar vor veni și asta se va întâmpla categoric. Nu s-a întâmplat ca banii să vină la Tele 7 ABC, unde mi-a făcut ucenicia și a fost primul meu loc de muncă în televiziune, dar undeva prin august 2000 am primit o ofertă de a participa la ceea ce urma atunci să se numească Fox România, așa știam, că urmează să ca News Television, News Corporation să deschidă o televiziune în România care să ia fața tuturor. Acea televiziune m-a încântat ca și proiect, mi-aduc aminte, Eugen Ovidiu Chirovici este cel care m-a recrutat în a face parte din echipa, ceea ce știam eu că va fi Fox România și ulterior s-a dovedit a fi B1 TV și am acceptat să merg să lucrez pentru acest proiect. Cu mare regret, pentru că îmi plăcea fantastic ceea ce făceam la Tele 7, emisiune pe economică zilnică cu invitat, dar am acceptat oferta celor de la Fox România, așa știam atunci, de a fi șef al departamentului economic și ulterior, urmând să am o emisiune la un moment dat, poate o emisiune săptămânală, pentru că în noul format de televiziune generalistă o emisiune economică săptămânală ar fi fost pasul următor. Între timp o să fac o pauză din a explica ce a însemnat evoluția mea în televiziune pe sticlă, prin a spune că șansa vieții mele din punct de vedere jurnalistic a fost să obțin o bursă în anul 2001, o bursă oferită de Freedom House și JTI, prin care timp de 3 luni am putut să observ sistemul jurnalistic, politic, economic și social american. A fost o experiență fantastică. Gândiți-vă, pentru un tânăr de 24 de ani să meargă în America să învețe, televiziune, mi se părea un lucru excepțional, realmente excepțional. Nu numai că am avut norocul de a învăța acolo și de a lucra practic pentru două televiziuni din Statele Unite, WCCO Channel 4 în Minneapolis și News Channel 4 în Oklahoma City, dar am ajuns în America pentru prima dată în 7 septembrie 2001. Eram în Washington. 4 zile mai încolo au fost atentatele teroriste care au îngrozit lumea, dar care pentru mine ca jurnalist a fost o experiență categoric unică în viață. Să fii în inima presei mondiale, cum consider eu a fi America, în inima evenimentelor, probabil cele mai importante evenimente pe care le-am văzut în ultima sută de ani din perspectivă jurnalistică, să ai ocazia să vezi acolo sentimentul americanilor, sentimentul presei, sentimentul decidenților, acțiunile lor, a fost o experiență fantastică. Și m-am fost atunci primul jurnalist care a transmis de la fața locului. Este drept, noi atunci închegam B1 TV și emiteam pe frecvența Sigma, așa puteam fi recepționați, dar am fost primul jurnalist român care a transmis în direct de la atentatele de la 11 septembrie, probabil că la câteva, cred că jumătate de oră, mai puțin de jumătate de oră, după ce al treilea avion a izbit clădirea Pentagonului. Eram în Washington atunci când s-a întâmplat acest lucru. Sigur că mă gândeam că imediat vreau să transmit, primul meu sentiment a fost acolo, să-mi sun familia, să spun că totul e în regulă, eram de 4 zile în America, eram în Washington și întâmplarea a făcut ca atunci, în ziua de 11 septembrie 2001, să nu fim chiar în clădirea Pentagonului, ci să ni se schițeze un alt traseu de program, trebuia să vizităm un muzeu de pe lângă Casa Albă, pentru că în programul inițial al bursei trebuia în ziua de 11 septembrie să fim în Pentagon. Întâmplarea și norocul au făcut să nu fim acolo, eram un grup de 18 jurnaliști din tot atâtea țări și după ce au început să funcționeze oarecum legăturile telefonice, e-mailul a început să funcționeze, am reușit să iau legătura și cu ai mei și cu familia și cu cei din redacție și să reușesc această, zic eu, primă performanță profesională de a transmite în direct de la fața locului unde se întâmplau știrile lumii în acel moment.
Ulterior am profitat de experiența asta, vă dați seama, mergând, lucrând câte o lună pentru fiecare dintre cele două televiziuni, am văzut ce înseamnă jurnalism, am văzut ce înseamnă jurnalist de investigație, am văzut ce înseamnă reporter de eveniment, am văzut tot ceea ce înseamnă televiziune, lucruri care au fundamentat cultura pe care începusem să o crești, anume de reporter. Am învățat să fiu în Statele Unite mai mult decât un reporter economic. Mi-am dat seama că genul de jurnalist către care trebuie să tindem toți este jurnalismul de investigație și această componentă de jurnalist de investigație am încercat să o aplic ulterior și în activitatea de reporter economic, pentru că economia înseamnă investigație. După investigație vine treaba jurnalistului să ia părțile din fapte și să le prezinte corect, obiectiv, echilibrat pe înțelesul telespectatorilor, pentru că nu toți telespectatorii sunt atât de literați din punct de vedere economic cum sunt fiecare dintre invitații pe care îi avem și nici nu trebuie să fie, pentru că rolul jurnalismului economic din punctul meu de vedere este și de a explica anumite lucruri, de a explica anumite fenomene, de a identifica premisele și de a trasa concluziile. Și închei cu experiența aceasta jurnalistică care m-a definit din punct de vedere al jurnalistului economic Radu Soviani, întorcându-mă în țară. 3 luni mai târziu m-am întors în țară și se pregătea să deschidă B1 TV, să fie inaugurat B1 TV, ceea ce trebuia să fie o televiziune capitală. Acesta a fost primul slogan al televiziunii. Ulterior s-a dovedit că se intenționează a fi o televiziune națională cu acoperire națională. Nici acum nu sunt convins dacă acea acoperire națională a fost un lucru bun de făcut. Probabil că dacă rămâneam la proiectul de televiziune de București, probabil că era un moment foarte, foarte bun pentru a dezvolta acea nișă pentru capitală în anul 2001. Pașii ulterior au fost destul de simpli. Cred eu că am performat destul de bine ca și jurnalist economic, ca și șef de secție. În 2002 am reușit să am emisiunea mea economică, se numea Economia 60 de minute și o emisiune care mi-a fost extrem, extrem de dragă la acel moment și fac acum o întoarcere în timp către zona Tele7 ABC. Mi-aduc aminte că prima transmisiune în direct de atunci de la Tele7 ABC a fost de la gala premiilor APTR, atunci când Aristide Bucoiu, cel care mi-a facilitat accesul și căruia sunt recunoscător pentru apariția mea în televiziune, pentru că a avut încredere în mine, obținea un premiu pentru reportaj de la APTR cu reportajul Micuța Picasso, Alexandra Nechita, cred că se numea. Și am transmis atunci prin telefon prima mea intervenție în direct, altfel decât din studio. Atunci, în anul 1999, am transmis faptul că Tele7 ABC obținea prin Aristide Bucoiu primul pentru un reportaj din partea APTR și atunci mi-am făcut o promisiune. Vreau și eu în 5 ani să fiu aici, să fiu pe gala, să fiu pe scena premiilor Asociației Profesioniștilor din Televiziune și Radio. Și acum mă întorc înapoi în 2002, am avut emisiunea mea economică Economia 60 de minute și în 2003, participând la selecția APTR, am obținut premiul pentru debut cu emisiunea Economia în 60 de minute. Din 99 până în 2002 trecuseră 3 ani, am fost un pic mai rapid în a obține acest premiu APTR, care a contat enorm pentru mine și în dezvoltarea ulterioară. Probabil că plăcându-le patronilor, șefilor editoriali, modul în care am evoluat profesional și în B1 TV, în 2003 mi s-a propus să conduc departamentul de știri din B1 TV. A fost o experiență extrem, extrem de interesantă, pentru că în momentul acela lucrurile în piața medie erau destul de amestecate, performanța se lăsa destul de așteptată, audiențele nu funcționau foarte bine și în momentul acela a trebuit să preiau această funcție de director de știri pentru B1 TV. Probabil că una dintre cele mai frumoase experiențe din viața mea de manager de această dată, continuând să fiu și jurnalist în același timp. De ce zic frumoasă? Am reușit să reduc bugetul cu 40%, bugetul departamentului de știri, și am reușit să cresc performanța măsurată în rating de aproximativ 5 ori și asta în termen de un an și jumătate, până la nivelul anului 2005. În momentul ăla mi-am dat seama că nu va fi doar un scurt traseu jurnalistic și că mi-am dat seama că acest microbi al jurnalismului este în mine sau era în mine
mine încă de la naștere și că el s-a dezvoltat și că a prins un mediu prielnic. Și continuam între timp cu emisiunile economice, cu Economia în 60 de minute. La un moment dat, 2005, a fost momentul în care mai multă atenție era îndreptată spre politic decât către economie. Continuam să mergem cu știrile B1 într-un anumit ritm, ceea ce urma să fie o televiziune de business pentru România. M-am gândit atunci, wow, o televiziune de business, adică ceea ce fac o dată pe săptămână și în mici părți, în jurnale, în fiecare dintre din zile, în jurnale pot să fac asta în fiecare zi și să fiu și plătit pentru asta, o ofertă fantastică. Am ezitat destul de mult înainte de a veni la ceea ce avea să devină Money Channel, dar în cele din urmă am luat decizia că acesta este drumul pe care vreau să merg. În televiziunea generalistă, cred eu, dovedisem destul de repede și destul de mult ceea ce se poate face cu resurse puține, cu oameni ambițioși, cu oameni la început de carieră, mergând mai mult pe ideea că mai degrabă creezi oameni, mai degrabă iei o masă de oameni suficient de largă, astfel încât din 10, 20, 50 de candidați să nască 2-3 persoane care să fie apte să performeze și să creeze lucrurile excepțional de bine. Și așa m-am gândit că voi ajunge să fac la Money Channel ceea ce îmi plăcea să fac zi de zi, și anume jurnalism economic. A fost o perioadă extrem de interesantă. În mai 2006, pe 1 mai 2006, a fost lansat proiectul de Money Channel. În momentul acela aveam împreună colegii mei, Andreea Negru și Sorin Freciu, un maraton jurnalistic. Făceam 2 ore de emisiune dimineața, de la 10 la 12, se numea Opening Bell, după care de la 13 la 16:30 emisiunea Closing Bell. Să faci 5 ore de emisie live în fiecare zi. Cred că doar Dan Diaconescu mai făcea lucrul ăsta pe vremea când se ocupa de Elodie. Cred că chiar ceva mai târziu de anul 2006, dar a fost o experiență extrem de interesantă, până la urmă și de anduranță, pentru că petrece 20% din viață să ți-o petreci în direct, este o experiență la care nu mulți oameni au acces, este o experiență definitorie, este o experiență constructivă, este și o experiență obositoare care te consumă. Și atunci am acceptat oferta colegilor de a realiza o emisiune seara, se numea The Money Show, și să dorea fi emisiunea tracțiunea apostului, ceea ce cred eu că am și reușit prin emisiunea The Money Show, care ulterior, ceva mai târziu, în 2010, a fost premiată iarăși de APTR pentru cea mai bună emisiune economică. Traseul a mers așa cum am învățat eu și cum am știut că trebuie lucrurile să funcționeze. Atâta timp cât faci lucrurile corect, că nu te îndatorezi stânga, nu te îndatorezi dreapta, îți urmărești un țel, nu ai datorii la nimeni, atunci mai degrabă, mai devreme, de data asta vei ajunge într-o poziție în care să contezi, și mai degrabă, mai devreme, de data asta vei ajunge într-o poziție în care să fii plătit corespunzător pentru activitatea depusă. Asta a fost povestea de început pentru Money Channel, după care a mai fost o scurtă experiență în paralel cu The Money Channel, ca redactor șef al cotidianului Business Standard. A fost o experiență extrem de interesantă atunci. Patronul trustului de presă, Sorin Ovidiu Vântu, mi-a spus că vrea să conduc ziarul. I-am spus, domnule Vântu, nu știu să conduc un ziar, mă pricep, cred eu, la scris, având în vedere reacțiile pe care le-am scriind în Curierul Național. Acolo am început în Curierul Național să scriu la sfatul domnului Valentin Păunescu și am zis, asta știu, nu vreau să mă bag. După o săptămână, două, Sorin Ovidiu Vântu a știut să mă convingă, spunându-mi că dacă nu vrei prelua tu șefia Business Standard, eu îl voi închide acum. Ai o șansă unică în următoarele 3 luni să îmi dovedești că poți face ceea ce eu nu mai cred, și anume să rentabilizezi un proiect de presă scrisă. Nu mai cred în presa scrisă, mi-a spus atunci Sorin Ovidiu Vântu. În 2010 se întâmpla, în 2009 se întâmpla acest lucru, în august 2009, și ulterior ceea ce s-a văzut în piața media din România și în piața media de peste tot, presa scrisă e pe cale să moară în forma în care o știam. Financial Times Germania, cine s-ar fi gândit vreodată că Financial Times Germania nu va mai apărea în ediție tipărită, și iată că s-a întâmplat acest lucru. Și într-adevăr a fost o șansă unică pentru a conduce pentru 3 luni în ziarul cotidianul Business Standard, și cred eu cu oarește rezultate, dincolo de faptul că patronul a decis la un moment dat să închidă toate publicațiile de presă scrisă, ceea ce ulterior alți patroni de presă au decis după ce au observat că arunc
aruncă bani în proiecte care nu mai sunt cerute de către piață. Iarăși, am avut șansa să restructurez un colectiv frumos, să lucrez cu oameni noi, cu oameni pe care i-am creat, să impun subiecte în opinia publică prin ziarul Business Standard, mergând mai departe, popularizându-le prin The Money Channel, lucrând cu Trustul Realitatea la acea vreme, popularizând mai departe și aceste idei prin Trustul Realitatea. Și cred eu, pentru cei care urmăresc jurnalismul economic, au rămas câteva subiecte de referință în cele 3 luni și jumătate. Subiectul cu 10 zile de vacanță forțată pentru bugetari a fost lansat de ziarul Business Standard, a fost lansat de către mine, am dat în lucru acest subiect echipei de colegi pe care o creasem și a fost, din câte știu eu, prima astfel de inițiativă și unica din punct de vedere al amplorii care a fost preluat de către guvern. Ulterior, guvernul, deși susținea că 10 zile de vacanță forțată pentru bugetari, pentru a reduce cheltuielile bugetare, nu reprezintă o idee bună, domnul Boc, domnul Băsescu, cei care au acolo spuneau că nu e idee bună, au sfârșit în luna septembrie, la aproximativ o lună după ce am lansat această idee public, prin a decreta 10 zile de vacanță forțată pentru bugetari. Ulterior au fost doar 4 zile de vacanță forțată, dar a fost o idee pornită de către noi, de către jurnaliști, pe baza unu experienței ce se întâmplă în alte state, pe baza faptului că nimeni nu făcea nimic în România pentru a observa că existăm în criză, că suntem în criză și pentru a ieși din criză. Un alt subiect care iarăși îmi place să mă gândesc cu el, nu mi-aduc aminte să mai fi existat până atunci în presa scrisă din România, prima pagină goală a unui ziar cu un singur titlu. Acesta este planul anticriză al Guvernului României. Nimic nu a existat pentru combaterea crizei, iar asta s-a văzut printr-o cădere semnificativă a economiei, dincolo de dorințele. Vom crește economic cu 2,5% în 2009, până la o cădere de 7% în 2009, tocmai pentru că nu a existat acel program anticriză. Criză, pagina albă, a fost cel mai bun text scris vreodată, cred eu, de către jurnaliști economici în privința măsurilor anticriză luate de Guvernul României. A fost o etapă extrem de interesantă, extrem de solicitantă, dar am trecut de acea etapă, din păcate, prin închiderea ziarului Business Standard pe fondul deciziei de a nu mai tipări presă, de a se retrage din segmentul de presă tipărită, ceea ce, repet, multe alte trusturi media au făcut-o, nu numai în România, ci și la nivel internațional, și o perioadă în care am putut să-mi dau seama cât de mult contează preza scrisă cu varianta online, pe care o vom simți din ce în ce mai mult în perioada următoare. După care mi-am continuat activitatea la Money Channel. Între timp, tot acest interval, colegii de la Realitatea TV apelau la mine și la alți colegi pentru expertiza economică obținută aici, și în felul acesta am reușit, cred eu, să facem ceva foarte important pentru România, consider, și anume, poate că am împins cu 2 mm mai în sus alfabetizarea economică a publicului din România. PIB, dolar, euro, inflație, deflație, criză, austeritate, erau termeni, păreau din avion, dacă ne întoarcem înapoi feedback. În 10 ani, dacă ne feedback is 50, dacă ne întoarcem înapoi în urmă cu 10 ani. Noi am reușit, noi de Manicelul am reușit să alfabetizăm, cred eu, 1-2 mm, dacă am împins știința cu cunoștința economică a publicului mai sus, cred că ne-am atins misiunea. Criza a venit și în media, criza a afectat inclusiv The Money Channel, au fost niște dispute între acționari, între care nu vreau să intru. Între timp, Money Channel a devenit Money TV, care este un proiect care se orientează către jurnalismul de investigație, către cheltuirea eficientă a banului public, către colectarea eficientă a banilor de către autorități și către redistribuirea eficientă a acestor sume. E proiectul la care lucrez în prezent și sub această formă sau sub alta, sunt convins că își va dovedi utilitatea. Când erați mic, ce vreați să vă faceți când o să fiți mare? Ca toată lumea, doctor, cred, ca toți băieții, la 3-4 ani, doctor, după care în clasa 1-a, cred că aveam un coleg, tatălui era șofer de tir și venea foarte frumos îmbrăcat cu lucruri din străinătate și am trecut prin etapa de a dori să fiu șofer de tir, după care, avansând ușor-ușor, și mi-aduc aminte, copilăria mea coincide cu dezvoltarea computerelor personale, în clasa 5-a am început să lucrez pe calculator, am început să programez pe calculator, și în clasa 6-a știam sigur că voi fi programator și informatician.
De altfel, în această direcție m-a îndrumat și familia. Tatăl meu a fost cel care mi-a spus du-te la cercul de informatică. M-am dus, mi-au cumpărat un calculator renunțând la video. Au fost atunci în 87-88 ce să aleagă, video sau calculator. Calculator au decis până la urmă părinții mei și calculatorul a fost cel pe care l-am ales și cel care m-a îndrumat către următorul stadiu al pregătirii după școala 19 la liceul de informatică, acolo unde cred eu am avut ocazia să am ceva performanță la concursuri naționale, la olimpiade în informatică. Am niște verișori care sunt mult mai deștepți decât mine și care au fost medaliați cu aur la olimpiada de matematică, de informatică, de către fizică. Ei și-au urmat visul ăsta până la capăt. Eu am avut visul ăsta până prin clasa a 10-a, 11-a pentru a fi programator, după care mi-am dat seama că știu să programez, de ce ar trebui să fac asta tot timpul, să mă îndrept către altceva. Și m-am îndreptat către ASE, către științe economice, pentru că părinții mei amândoi sunt economiști și probabil că de acolo a venit dorința asta de a cunoaște mai bine economia. Și așa am ajuns să lucrez în să lucrez la Tele7 APC ca și cursant, ca și student al ASE-ului și de aici lucrurile s-au dezvoltat de la sine mai departe.